500 de pachete de țigări de proveniență ucraineană au descoperit polițiștii de frontieră și lucrătorii vamal din punctul Siret. Țigările erau ascunse în canistre de plastic în mașina unui bărbat cu dublă cetățenie română-ucraineană. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional de către lucrătorii vamali cu amendă în valoare de 5.000 de lei, iar țigările în valoare de peste 600 de lei au fost ridicate în vederea confiscării.